Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt doamna Elvira Șarapatin de la Partidul Social Democrat Gorj. Bună ziua, bine ați venit, doamna Șarapatin. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, ne bucurăm și de prezența domnului Ion Săvoiu de la PMP Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Săvoiu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua și telespectatorilor noștri și ai dumneavoastră. Așa cum intuiați, probabil, sigur, o să vorbim despre alegerile parlamentare. Doamna Șarapatin, o să încep cu dumneavoastră. V-ați exprimat deja intenția în scris la partid pentru a fi inclusă pe lista de la alegerile care vor avea loc în data de 11 decembrie. Sunteți singura femeie din PSD care ați făcut lucrul acesta și vreau să vă întreb, înainte de toate, ce v-a îndemnat să vă depuneți candidatura? Probabil dumneavoastră, nu știu, vă așteptați să fiți pusă și pe un loc eligibil, e destul de cruntă bătaia în PSD pe primele locuri pe cele două liste, de pe cele două liste. Da, mi-am depus cererea de intenție deocamdată la partid pentru alegerile parlamentare, pentru un loc în Parlamentul României, n-a specificat pentru unde, care cameră? Nu. Mi se pare normal să-mi depun această cerere și mi se pare normal să fiu acceptată pe un loc eligibil, pentru că mă îndreptățește munca pe care am făcut-o în acest partid de foarte mult timp, de foarte mulți ani, adică cam din totdeauna. Am fost loială și nu numai față de partid, față de cetățeni, față de relaționarea cu cetățenii. Am o relație foarte bună cu oamenii din județ, cu, nu numai cu oamenii partidului, cu oamenii în general. Am o organizație de femei mare, o organizație de femei activă, foarte activă, care de fapt este cam singura din județ, Organizația Femeilor Social-Democrate. Acțiunile, activitățile care le facem la nivel de județ, pe toate planurile, sunt multiple, sunt benefice. Am adus imagine pozitivă partidului, niciodată n-am avut o imagine negativă din toate punctele de vedere. Am o profesie în spate, am, după cum am spus, o muncă titanică în partid și mi se pare normal și mă simt îndreptățită să-mi depun cererea de intenție de a candida la alegerile parlamentare. Și încă ceva, la nivel național, Organizația de Femei a PSD este foarte cotată și foarte bine încurajată de președintele partidului Liviu Dragnea, care a spus că din fiecare județ obligatoriu trebuie să fie o femeie pe locuri eligibile și și-a dat cuvântul chiar acum la școala de vară politică a Femeilor Social-Democrate de la Mamaia. Și eu știu că domnul Dragnea este un om care promite și se ține, atunci când promite, se ține de cuvânt. Și eu știu că și președinții de la nivelul județului, noi avem doi președinți, Cărciumaru și Călinoiu, sunt doi președinți ai partidului, președinte și președinte executiv. Sunt oameni serioși, sunt oameni care apreciază calitatea, sunt oameni care apreciază oamenii care au muncit în partid. Și de ce nu apreciază activitatea Organizației de Femei? Am înțeles. În opinia noastră, care sunt locurile eligibile? Pe locurile eligibile, normal, la deputați, trei locuri, asta e fără doar și poate, iar la Senat, unul. Sigur că pe total județ sunt două locuri de senatori și 5 de deputați. Sigur că nu putem noi să luăm totul și nici nu... Nici n-ar fi normal, bine, da. Și nici n-ar fi normal să ia un singur partid toate locurile. Înainte să vă întreb, domnule Săvoiu, dacă veți fi sau nu veți fi primul pe vreuna din cele două liste, v-ați manifestat deja din acest punct de vedere și ați spus, v-ați exprimat din acest punct de vedere, declarând că dacă nu veți fi primul la Senat sau la deputați, refuzați să faceți parte din echipa. Dar nu refuzați să particip la campania electorală. Asta e altceva. Da, dar mi se pare cât se poate de corect. Eu sunt un om într-o bucată și un om care respect promisiunile pe care le fac și în același timp cer ca și promisiunile care mi-au fost făcute de-a lungul activității mele politice să fie respectate. Fapt pentru care am făcut tot ce trebuie să fac orice politician. Ajuns unde am ajuns eu. Mi-am depus ceea de intenție
i-am lăsat la dispoziția președintelui partidului să decidă care poate să fie, deputat sau senator. Și acum sunt în așteptarea verdictului, cum se spune. Repet, asta nu înseamnă că eu nu voi fi activ la o campanie electorală. Va fi mai greu, voi strânge din dinți și voi face ce trebuie să fac pentru partid, pentru că așa să se fac cu orice membru deci activ. Deci acceptați să ajutați partidul în campania electorală, dar nu din poziția de candidat. Da, este... Asta era ideea pe care vreau să o exprim. Da. Deci da. Dacă nu sunteți... Locul eligibil este locul unul la deputat, celălalt pentru senat este foarte greu. Dar nu trebuie să uităm că o campanie electorală cu adevărat și o campanie de care ar avea nevoie partidul Mișcarea Populară ar trebui să înceapă ieri. Trebuia să înceapă deja această campanie. Trebuia mers, trebuia făcut, dar vedeți noastră, sunt multe alte aspecte legate de aceste alegeri parlamentare care țin marea majoritate a partidelor. Acum este acea luptă din culise, luptele din spatele cortinelor în care se decid care, cum și de ce. Și nu s-a încheiat perioada de depunere a intențiilor? Când se va încheia? Ați văzut, cei de la Partidul Național Liberal au trimis o primă listă la București. Da, cei de la Partidul Social Democrat... Aceasta a fost, ieri a fost ultima zi în care doritorii și-au putut depune cele de intenție de a fi orice partid pe liste. Și Partidul Mișcarea Populară. Noastră, ce așteptați? Așteptăm, va fi o analiză. Ce așteptați? O analiză a candidaților. Nu, asta vă întrebam, ce așteptați? Are strategia trebuie să primiți listele, să știți care sunt persoanele care... Este acela nivel de partid să trimitem aceste... dorințe. Fără să aveți scris, odată până la limită. Dar nu ne trebuie, noi ne facem treaba cum știm fiecare consilier, da. Mai puțin consilier. Știți cine și-a mai depus? Domnul Liviu Andrei, ca marea majoritate a personajelor politice ale Partidului Mișcării Populare. Domnul Leșu Davițoiu, cred că și domnul Grjoabă, nu am fost curios. Sincer să vă spun, nu sunt curios. Mă privește personal doar ceea ce se întâmplă. Aveți emoții vis-a-vis de... Nu, eu am învățat că în politică te poți aștepta la orice. Și din acest punct de vedere, eu mă aștept la orice. Politica e ca și în afaceri. Poți să sper că o să câștig sau poți să sper că o să pierd. Sau... Acum, în ce să atenuez? Câștigul să fie proporțional cu cât ai investit sau pierderea să fie mai mică? Îmi pare rău că dacă nu voi reuși să conving sau n-am convins pe ceea ce am făcut partidul, probabil m-am stăduit, dar îmi pare rău pentru că este o campanie electorală unde, într-adevăr, mi-e place competiția grea, sunt tot într-o bucată, cum v-am mai spus, și sunt foarte greu de stăpânit, eu nu răspund comenzilor politice. Iar avea adversari un Victor Ponta, un Ciurel sau mulți alții, pentru mine este o adevărată provocare. Da, este într-adevăr. Vă surprind numele doamna Șarapatin, care sunt acum în PSD și au anunțat intenția de a fi incluse pe liste vis-a-vis de domnul Ciurel, spunea domnul Săvoiu, ați văzut, a revenit, domnul Costoi de asemenea a trimis această scrisoare de intenție. Cine mai este? Domnul Bebe Ionică, de asemenea. Nu vreau să discut despre persoane, sigur nu știu exact câte sunt și știu pe Victor Ponta, pe domnul Bebe Ionică, pentru care am un deosebit de respect. Este unul dintre oamenii partidului nostru pentru care într-adevăr am un respect deosebit, am motivele mele. Restul nu știu cine și-a mai depus, am înțeles Costoiu. Dar vreau să vă spun că pentru cei care au fost și pentru cei care vor veni, care își depun și care merg în fața electoratului, cei care au fost, oamenii o să... și partidul, bineînțeles, partidul știe despre munca și activitatea lor, despre activitatea care au făcut-o în teritoriu, dacă au venit în județ, dacă au stat de vorbă cu oamenii, dacă i-a interesat situația, soarta gorjenilor sau nu. Oamenii se exprimă și își spun punctul de vedere, iar ceilalți care n-au fost în Parlament, de fapt avem trei parlamentari care au fost, au luat girul partidului, au luat girul președinților noștri și pe urmă au venit, au înjurat partidul și au înjurat și pe cei doi președinți. Îi știm pe cei trei parlamentari care au plecat din partid și știm că orientarea partidului atunci a fost foarte proastă. Și n-aș vrea ca partidul să treacă din nou prin așa ceva, pentru că... Bine, dar cei care vor alege sunt aceiași. Care vor alege sunt aceiași, dar aceia sunt și cei care vor își vor da semnătura pentru candidați. Sunt aceiași. Atunci da. Sper să nu mai fac aceleași greșeli și să aprecieze la justa valoare pe fiecare dintre cei care își depun candidatura. Și
Președintele Cârciumaru și președintele Călinoiu sunt oameni prea grei împartiți și oameni care muncesc foarte mult în partid. Tot ei au ales și în 2012. Știu și au greșit. Au greșit foarte mult și eu asta vreau să spun. Că ei nu trebuie să mai greșească, trebuie să fie mult mai orientați ca oamenii să fie aleși pe valoarea lor, pe activitatea care au depus. Acum, la ce nume aveți pe liste, la ce nume sunt la PSD, domnul Săvoiu, poate recunoașteți greutatea, cum spune și doamna Șarapatina, unora dintre ei este și Laurențiu Ciurel, fostul manager al complexului energetic Oltenia. Nu contează greutatea numelor care... Mihnea Costoiu, dar, senator în trebuie luat spus așa într-o ordine fiecare. Cum să faci respectul cuvenit pentru anumite lucrurile persoane, trebuie să te gândești din punct de vedere atât ce vor să facă, ce au făcut concret acești oameni pentru Gorj. Îi recomandă realizările pentru încă un mandat pe actualii? Vorbim de un partid pe care l-au critic de fiecare dată. Păi. Eu pot să fiu răutăcios, dar cu tot respectul pentru doamna, eu nu văd niciunul dintre aceștia să reprezinte cu adevărat Gorjul. Dar acum vedeți, să este decizia electoratului. Eu pot să spun niciunul pe listă sau niciunul dintre cei doi? N-am nimic în modul lui Bionică, nu l-am prea văzut implicat și n-am ce să spun, dar despre un Victor Ponta, despre un Laurențiu Ciurel pe aceste liste, eu cred că este pur și simplu o provocare adusă inteligenței gorjenilor și nu trebuie să ascundem faptul că Gorjul este ținut o statică anumită interese la care a participat în ultimii 8, 10, 12 ani aceste două personaje. Pentru că dacă ne uităm bine pe scena politică, vorbim de oameni, vorbim de politică, Laurențiu Ciurel nu pot să înțeleg când a fost la PSD, atunci când reprezenta complexul energetic Oltenia sau astăzi când nu mai reprezintă și s-a întors la PSD. Nu știu dacă a fost. Eu consider că Partidul Social Democrat are o pipinieră destul de variată, poate să promoveze alte nume, n-am nimic în vorbim, doamne Șarabatin, deci nume noi, care de adevăr poate să spună și poate să documente, poate să spună, eu am făcut ceva pentru acest județ, pentru că știți că se întâmplă, vin din altă parte, îi propuneți pe anumite criterii, nu numai peste și alte partide, după care uită acest județ. Județul Gorj are nevoie de parlamentari care se aducă săptămânal sau ori de câte au nevoie de unde au venit. Nu să fie aleși și să plece. Costuia n-a făcut nimic pentru acest județ și a fost ales ca și senator pe anumite criterii. A fost probabil o provocare a Partidului Social Democrat să demonstreze că și la niște alegeri din astea parțiale poate să câștige. În rest, toate promisiunile pe care Costuia, pe care Victor Ponta și pe care celălalt politicien care astăzi se etalează în capete de listă care vor să deschidă aceste legi parlamentare, nu fac decât să arate că undeva Partidul Social Democrat a greșit și greșește în continuare. Nu este, cum spun, echitabil ca un partid să dea prea multe mandate, pentru că nu mai este acea balanță politică. Dar și ăștia care dă, aveți, și repet, Partidul Social Democrat are o pepinieră politică variată și poate să aleagă oameni care cu adevărat să reprezinte Gorjul. Este legea noastră. Consider că în momentul de față, gândiți-vă, doi oameni care Victor Ponta nu vrea să fie răutăcios și Victor Ciurel au ceva probleme penale, legate de anumite afaceri, anumite probleme de legilor. Gândiți-vă că oamenii care ar gândi să voteze un Partid Social Democrat, în acel moment se vor replia către alte partide, unde dacă nu vor găsi, se va naște o altă pătură de indecizi care nu au de unde să aleagă și vor sta acasă. Deci este o pierdere pentru partide politice, că vrem sau nu vrem. Partidele trebuie să demonstreze încă o dată că promovează oameni curați, care mai departe să genereze politici și legi curate. Având oameni care nu sunt curați și au anumite probleme legate de coadă, anumite de indichiere, nu vă face altceva decât să facă la rândul lor probleme, să legifereze sau să genereze anumite legi care nu vor fi, în opinia mea, curate. Legat de Victor Ponta, oamenii îl au în memorie pe Victor Ponta pentru lucrurile foarte bune din perioada când a fost prim-ministru. Nu poate nimeni să spună, eu nu iau apărarea lui Victor Ponta, dar din vremea când a fost prim-ministru, când a fost guvernarea noastră, toate măsurile pentru oameni au fost apropiat de oameni, partidul este aproape de oameni, toate măsurile au fost foarte bune și benefice pentru populație. Că ne legăm de alte probleme, eu nu mă leg de alte probleme decât de aceste lucruri bune pe care el le-a făcut. Am spus că nu vreau să vorbesc despre persoane, dar pentru că dumnealui a vorbit despre Victor Ponta și că nu aduce beneficii județului, asta nu pot eu să spun dacă aduce beneficii sau nu. Nu știu câți oameni sunt mulțumiți sau nemulțumiți. Sigur că sunt și oameni nemulțumiți pentru că e normal să fie. Nu poate să fie toată lumea mulțumită
și din perioada guvernării Ponta și din perioada altor guverne, dar lăsând la o parte acest lucru, sigur că sunt multe persoane care, cum este și Costoiu, este rectorul Universității Politehnice din București. Este o funcție extraordinar de importantă, instituție. Bine, asta importantă era și ideea, că nu este nimeni calitativ, poate este, este foarte bun acolo unde da, este mai bun acolo decât aici, pentru că de senator cred că lasă pe locul 2 această poziție și nu este chiar sunt de acord cu voi. Problemele județului trebuie să le vadă unul care este aici, legat în permanență de aceste probleme. Apoi să stai în București, să obții o anumită funcție, repet, nu contest calitățile nimănui. Și să te gândești că poți să vii la Târgu Jiu pe promisiune pe care le face aparatul de partid de la Gorj, dar tu să nu fii legat absolut deloc și să nu știi nimic despre Gorj. În același timp, să vii la Târgu Jiu și în 10 zile să încerci să afli care sunt problemele, după care să încerci campania, nu mi se pare corect. Partidul Social Democrat este un partid foarte puternic și un partid foarte bun. Repet, are posibilitatea de la nivel de tineret și la câți oameni are acest partid să aleagă oameni care cu adevărat să reprezinte județul. Asta este marea mea nemulțumire. Pentru că lăsăm la o parte orice interes de partid. Doamne, Gorjul nu se îndreaptă către un loc destul de bun. Ne pleacă oameni, o să ajungem la un moment dat să ne votăm între noi. Pentru că oamenii s-au distanțat în mare parte de politic. Pentru că politicul nu face ceva decât să facă ca oamenii să se distanțeze de ei prin tot ceea ce fac. Și au demonstrat-o alegerile locale. Alegerile locale, oamenii pur și simplu au fost scârbiți. Indiferența a făcut ca la procesul de vot oamenii să lipsească. Ne-au tratat cum i-am tratat. I-am tratat ca politicieni cu indiferență. Atunci când a trebuit să-și exprime opinia, ne-au tratat și ei cu indiferență. Eu și sunt de acord. Vom pierde pe acest sunt pe de acord acest cu ce parier. Spuneți, cu multe probleme pe care le spuneți. Tocmai pentru asta spuneam că virgulă, conducerea partidelor și a partidului meu, că eu reprezint partidul meu, trebuie să orienteze foarte bine, să fie foarte atenți, să selecteze oameni care au tangență cu oamenii, oameni care au tangență cu societatea, oameni care odată plecați în Parlamentul României știu să se întoarcă de acolo de unde au plecat și să vină lângă cei care i-au votat. Degeaba, exact cum spuneați dumneavoastră, este același lucru. Este perfect. Dacă nu te duci între oameni și să discuți cu ei, să le spui, să vorbești cu ei, pe oamenii de la țară interesează extraordinar de mult și sunt foarte mulțumiți să te duci, să vorbești cu ei, să întrebi ce probleme au și le reprezint problemele acolo sus și rezolvi cât poți, că nu poți să rezolvi totul. E normal, nu se poate rezolva, dar din probleme se pot rezolva. Dar ca să nu te duci și să nu rezolvi nicio problemă și să te intereseze numai problemele personale, bine, cum noi am avut parlamentari care au fost 3 deputați, care au fost și au plecat de la partid și au înjurat și au scuipat acest partid și pe conducătorii lor. Nu este singura nedreptate, dacă pot să o numesc așa, pe care au făcut-o, nu doar față de partid au fost nedrepti, poate și față de oamenii care i-au ales, dar nici ceilalți nu cred că se pot mândri cu prea multe realizări. Cred că e o chestie generală care caracterizează pe parlamentarii din județul Gorj și nu știu dacă doar pe cei din județul Gorj. În general, când se văd acolo sus, cu scaunele alea moi, pufoase, sub fund, uită efectiv de problemele din județele care i-au trimis acolo. Asta este realitatea tristă, exclusivitate crudă a conducerii partidelor locale. Iată, pentru că partidele locale, așa cum sunt ele structurate și potrivit cu tumele care sunt cele care decid și propun acele liste care trebuie să îi reprezintă. Domnilor, ați văzut reacțiile de la Partidul Național Liberal împotriva lui Tudor Barbu? Ați văzut reacția de la Partidul Social Democrat? În special, domnul Bucurescu a fost întrebat astăzi. Da, la marți, când eram la Radio Infinit, am auzit exact pe Bucurescu. Deci, înseamnă că aveți o problemă privind desemnarea candidaților. Da, nu sunt desemnați încă. Sunt desemnați, e o chestie că de care cerere de intenție își poate depune orice membru de partid. Și noi aici, și telespectatorii, înțeleg care e procedura și înțeleg că este prima fază în care vă aflați acum, da, depunerea cererilor. Da? Dar în viitor, cum s-a întâmplat în anii trecuți, există acolo un forum de conducere care va lua decizii. Asta absolut spun primarii. Doamne, vrem să contăm la luarea deciziilor. Pe
Pentru că noi vă plimbăm de mână prin localități, localitățile unde suntem primari și noi garantăm pentru voi care ajungeți acolo în Parlament. Și după aia pe noi ne întreabă cetățenii, au zis, dar până în 15 ăla care a fost așa și s-a milogit și ne-a pupat de nealbit la, în campania electorală, a uitat de noi. Înțelegeți? Asta până în 15 idee. Septembrie, Partidul Social Democrat va avea comitetul județean executiv unde se vor discuta cererile depuse. Da. Și acolo, sigur, toți primarii, toți președinții de organizații din județ, conducerea partidului, sigur că își vor spune punctul de vedere, se vor selecta oamenii care vor rămâne pe liste și mai departe listele pleacă la București. Și sigur că ultimul cuvânt îl are conducerea centrală. Conducerea centrală. Dar, în general, modificări prea mari nu apar. În general, și dumneavoastră știți, că de multe ori, centrul, nu știu, de câte ori s-a întâmplat ca acela centru zis că de foarte multe ori, să știți. Da. De foarte multe ori. La noi, oricum, nu știu cum e la dumneavoastră, dar președintele Dragnea ne-a spus și și-a dat cuvântul că vor fi numai oameni din județ, nu vă, știți cum se trimiteau oameni de la București, nici nu-i știa nimeni. Deci și în afară de Victor Ponta, nimeni nu intră sub amenințările lui, care este excepția. Vrând acum această excepție, ne-au obișnuit cu ea. Da. Victor Ponta a fost declarat vrând va rămâne pe această. Și acolo în Parlament, ca să fii credibil, trebuie să mergi om normal, cum te duci în fața oamenilor din județ ca om normal și le promiți și le spui că o să vă reprezint, așa trebuie să rămâi în continuare în Parlamentul României om normal, să te intereseze problemele județului și a țării până la urmă și să vii din nou în mijlocul oamenilor să... Da. E frumos ce spuneți dumneavoastră, e foarte frumos ce spuneți dumneavoastră. Așa am crezut tot timpul, ăsta e crezul sigur. Meu și așa voi face dacă voi ajunge acolo. Sigur că nu se prea întâmplă și în realitate ceea ce spuneți dumneavoastră acum, repet. Nu s-a întâmplat. Cred că au creierele spălate, nu știu ce. Nu s-a întâmplat, se va întâmpla de acum înainte. Da, sper că se va întâmpla de acum înainte. Și partidele vor trebui să și se gândesc destul de bine că după vechea metodă nu mai funcționează multe lucruri. Pentru că întinerirea clasei politice era primul aspect și al doilea rând era acea responsabilitate pe care trebuie să o ai față cei care te-au trimis în Parlament, în Consiliul României. De aceea cred că se gândesc și președinții de partide și tot celelalte foruri de conducere, nu numai la Partidul Mișcarea Populară, la Partidul Social Democrat, la toate celelalte partide, că trebuie să schimbe strategia. Vreau să vă spun că cei mai mulți, deci ponderea în Parlamentul României erau bărbați, da? Trebuie să se schimbe într-un fel, să se modifice structura, pentru că lăsând la o parte grandomania bărbaților, femeile au mai multă credibilitate, mai multă seriozitate, mai multă aplecare către oameni și este normal ca președintele Dragnea să dorească ca din fiecare județ să fie o femeie parlamentar. Da. Și atunci structura va fi cu totul alta. Vă propun o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio, doamnelor și domnilor, și o să le cer invitațiilor mei să-mi răspundă în opinia domniilor lor ce ar mai putea candidatul la alegerile parlamentare din 2016 să promită electoratului? Ce ar putea să mai promită? Oamenii mai cred în promisiunile lor? Le revenim după publicitate.